eu și părul meu pufos, vă spunem bine ați venit la un nou daily vlog. Tocmai ce am terminat de filmat un clip despre colecția de genți, un clip în care am vorbit foarte mult și un clip la care probabil iar nu se va uita nimeni pentru că va fi destul de lung. Am să vă arăt și ce este în jurul meu, așa nume foarte multe genți aruncate la randala, care pe unde s-a putut. Și am zis că dacă tot sunt aranjată, stăt așa, v-am tremurat puțin, m-am mișcat, dacă tot sunt aranjată, dacă tot am ring light-ul aici și sunt luminată și mă vedeți și voi mai bine, hai să încep și daily vlog-ul, mai ales că vreau să vă arăt niște lumânări. Este 2 septembrie azi, a fost destul de răcoare și mâine arată că o să fie și mai răcoare, așa că se pare că, da, asta este, se schimbă anotimpul. Ce surpriză, nu e ca și cum nu se întâmplă fiecare an treaba asta, dar speram că poate în septembrie o să mai fie niște zile mai călduroase, dar e de pe la început, nu se știe, până la final poate o să mai fie. Așadar, fiind vremea asta așa mai răcoroasă, cred că o să-mi fac prima ciocolată caldă pe sezonul acesta. Da, a venit momentul. A venit momentul pentru ciocolata caldă și mi-am luat niște lumânări, dacă tot intrăm așa în atmosferă cu sezonul ăsta rece. Mi-am luat niște lumânări de la Bath & Body Works, de pe Notino, pentru că încă nu este site Bath & Body Works și în București n-am ajuns. Mi-am luat de pe Notino, dar au avut prețuri bune la câteva lumânări, nu la toate, dar la câteva, chiar și acestea pentru toamnă, au avut prețuri, cred că, ca în magazinul Bath & Body Works, dacă nu mă înșel, cele mici, lumânările mici, pentru că mi-am luat 2 mici și 2 mari. Cele mici au fost 55-54 de lei și cele mari 94-95, undeva pe acolo. Mi s-au părut ok, chiar ok prețurile. Restul de lumânări mari erau de la 130-40 de lei încolo. De asta zic că mi s-au părut ok prețurile. Au avut și livrare gratuită, adică au toată săptămâna livrare gratuită, deci a fost ok. În primul rând, cam așa arată dezastrul de după filmare. Și aici, ia uitați ce avem aici, un cățel care suferă și el de alergie. Iar l-am deranjat. Simte când are camera pe el. Doamne, și da, eu deja am șosete în picioare. Sunt în pantaloni scurți, dar în șosete. Bun, hai să vă arăt lumânările. Și avem o lumânare cu ambalaj de Crăciun, dar nu mai e mult până acolo. Și se numește Spiced Apple Toddy. Și are miros care mă așteptam să fie ceva mai puternic. Însă, se simte mărul, într-adevăr. Se simte ceva picant, spicy, care cred că este o scorțișoară. Sau nucșoară, scorțișoară, ceva pe acolo. Iar o mănâncă nasul. Hai de mine. Așa. Și se simte ceva buzi, ceva alcoolic, pentru că la descriere pe Notino scria că are coniac sau ceva de genul acesta și se simte ceva cu un ușor iz alcoolic. Miroase foarte bine, dar mă așteptam să fie și mai puternic mirosul. Acum depinde cum va mirosi când va fi aprinsă, dar nu prea am emoții pentru că în mare parte cele de la Bath & Body Works miros când sunt aprinse, chiar miros și împrăștie mirosul în jurul lor. Acum Jess vine înapoi, pam, pam. Vedeta. A, s-a întors vedeta, VIP-ul, așa. Da. Bun. Și după cum vă imaginați și luând în considerare și ambalajul, are un miros de Crăciun, de sărbătoare, de iarnă. Bun. Cealaltă aromă la lumânarea asta mică este Palo Santo. Era ultima în stoc și chiar mă gândeam că nu o să o prind, dar uite că a ajuns la mine. Este un miros deosebit față de ce am mai avut eu la lumânările de la Bath & Body Works, pentru că eu în general merg pe mirosuri gurmande, după cum o să mai vedeți. Astea îmi plac mie și cam asta aleg, dar m-a intrigat acest Palo Santo. Mi-am luat și niște bețișoare parfumate în aroma asta din Grecia și îmi place aroma. Acum știu că este un fel de, cum spune, copac acest Palo Santo, sper să nu vorbesc prostii, dar parcă așa este. Și lumânarea asta are un miros
fain, ușor masculin, se duce spre un parfum masculin, chiar adică aș vedea un parfum cu mirosul ăsta și aș vedea un bărbat purtând un astfel de parfum. Este o aromă masculină, ușor, ușor de tot fresh, are ceva fresh în ea, dar în același timp e ceva care miroase a ceva ars, ca și cum a ars ceva, cred că acel lemn, acel Palo Santo. Dar e interesant mirosul. Sunt foarte curioasă cum va mirosi după ce va fi aprinsă, nefiind un miros gurmand și eu fiind obișnuită, după cum v-am spus, cu mirosurile gurmande de la ei. Dar e altceva, e altceva și e altceva bun deocamdată. Vedem mai încolo. Apoi, trecem la cele două lumânări mari. Prima ar fi aceasta, Bourbon Maple. Și este ceva cu lemn de arțar. Vă citesc îndată pentru că pe aceste lumânări mari scrie și notele aici pe fund. Pe astea mici nu scrie nimic. Bun, așa, și aceasta are bourbon, care spune că a fost cumva învechit în nu știu ce tip de butoi, în fine, ambră cu zahăr și lemn de arțar. Are un miros la fel deosebit față de ce am mai simțit eu la Bath & Body Works. Este din aceasta cu trei fitiluri, na, fiind mare și focusul e plecat în vacanță, așa, v-am și mișcat puțin. Se simte ceva balsamic, ca miros. Balsamic, dulce, ceva ușor vanilat, undeva acolo, deși nu spune că avea vanilie. Și, într-adevăr, se simte un miros de lemn vechi, cred că acel bourbon în lemn învechit, ceva. Se simte mai mult alcool, să spun așa. Este un iz mai alcoolic în aceasta Spiced Apple Toddy decât în asta care spune că are bourbon. Dar este acolo un iz, este ceva. Adică îmi imaginez când miros această lumânare. Îmi imaginez un coniac din acela cu o culoare așa îmbrată, foarte închisă. Bine, poate și prin prisma numelui mă duce acolo cu gândul. Dar în primul și în primul rând simt ceva balsamic în această lumânare. Dar miroase bine, e un miros interesant, cum spuneam. E mai special așa și preferata mea este, bineînțeles, una gurmandă, că nu se putea altfel. Și este Pumpkin Pecan Waffles. Waffles! Vă dați seama, după nume, că miroase absolut delicios. Nu este ambalajul meu preferat, de exemplu, prefer ambalajul la aceasta. Mi se pare mai făinuț. Dar, în fine, nu este vorba despre ambalaj, chiar nu este vorba despre ambalaj. Este vorba despre miros și aceasta are sirop de arțar, golden waffles, waffles saurii, ceva, whatever, și zahăr brun și pumpkin spice, deci ceva dovleac iute, dovleac condimentat, ceva de genul acesta. Și, doamne, deci cum miroase lumânarea asta, dacă aș putea să mușc din ea, să o mănânc, aș face. Miroase, în primul rând, a coptură, a luat a coptură. Stai așa, să înghit puțin în sec. A ceva bun și cald, proaspăt scos din cuptor, mai degrabă decât a waffles, care na, nu se fac la cuptor. Mie miroase a ceva tarta, ceva care a stat în cuptor. Pe lângă asta se simte dulce găraia, ceva zahăr. Însă ce nu prea simt este dovleacul. Mirosul acesta de coptură îți fură nasul, fură prin planul, e acolo la înaintare și nu prea se mai simte altceva. Dovleacul, doar dacă mă chinui foarte tare și știind că este dovleac în această lumânare, aș putea să spun că simt ceva de genul, dar altfel nu, dar chiar și așa, fără miros de dovleac, coptura aia, aș putea să stau cu nasul așa, să vorbesc cu voi așa, stând cu nasul în lumânarea asta, miroase foarte bine, dacă iar închid în sec. Ok. Dacă iubiți mirosurile gurmande, așa ceva, o să vă dea palpitații cu siguranță. O să
vă îndrăgostiți pe loc de miros. Acesta a fost păcatul pe care l-am făcut săptămâna asta, dar când am văzut prețurile am zis că nu sunt de ratat, mai ales că aveam incluse și arome din astea de toamnă-iarnă în aceste prețuri, că dacă erau arome de vară cu cocos și ananas și așa, nu cred că aș fi luat, că n-are rost acum, chiar n-are rost fiind septembrie, dar cu aceste arome, la prețurile astea, e chiar ok, chiar foarte ok. Sunt asigurată cu lumânările, dar asta nu înseamnă că nu o să mai iau. Să nu vă așteptați să nu mai vedeți lumânări prin holurile mele, că nu o să se întâmple asta. Mai ales dacă cândva în toamna asta se va deschide și magazinul online Bath & Body Works, apoi țineți-vă bine. Țineți-vă bine că nu știu ce o să se întâmple acolo, nu mai răspund de ceea ce fac. Vă anunț de pe acum. Bun, mai în glumă, mai în serios, dar aștept și eu acel magazin online. Bun, cam atât oare pe seara asta. V-am arătat lumânările, vedeți aici un fund de jazz. Asta a considerat el că este ok de arătat în acest vlog. Am fost spuneam fițe și figuri de vedetă. Și sunt foarte entuziasmată pentru că mai sunt 2 săptămâni și plecăm în concediu. Și tura asta chiar va fi concediu. Știți, când am fost în Grecia, am lucrat acolo. Dar tura asta este concediu, fără muncă și de pe aștept. O să fie ceva deosebit. Ceva ce n-am mai făcut. O să fie o vacanță foarte activă și foarte activă pe partea de outdoors, ceea ce noi nu prea facem. Adică cel mult mergem și ne plimbăm foarte mult printr-un ne plimbăm printr-un oraș, îl luăm la pat și vizităm muzee și alte treburi de genul ăsta când mergem prin excursii, dar să facem drumeții și așa, nu, nope, noi nu facem asta. Dar uite că să evit o astfel de ocazie. Este o vacanță pe care o plănuim cumva de vreun an, dacă nu mai bine, cel puțin ca dorință era acolo de mai de mult, de mai bine de un an, dar ca plan, așa, pus încet, cap la cap de vreun an și o așteptăm super mult și sper să iasă bine. O să fie total opusul Greciei, atâta vă spun. Nu vă dau mai multe detalii, dar o să fie total opusul Greciei și ca atmosferă și ca temperatură. Da, o să vedeți la momentul potrivit, pentru că o să încerc să fac vloguri de acolo, pentru că nu e de ratat. O să vreau să fac vloguri în primul rând pentru mine, pentru că o să fie ceva cu adevărat deosebit, o să fie cu totul altfel și, bineînțeles, o să postez și pe canal vlogurile să vedeți și voi ce și cum. E și Jezulica cu noi, tot somnoros acolo în spate. Ia uite, îi se închid ochii. Îndată îi cade capul și adoarme. Și vreau să vă arăt ce mai citesc în perioada asta. De fapt, cu ce mă chinui și o să vedeți îndată de ce spun asta. Pentru că este vorba despre această carte, pe care v-am arătat-o chiar și când am luat-o. Se numește Istoria parfumului de Mandy Eftel. Doar că, de fapt și de drept, nu este nicio istorie a parfumului, ci sunt luate 5 ingrediente mari și late și analizate în această carte. Fiecare ingredient are capitolul său. Și ia fiecare ingredient de la Adam și Eva și vorbește într-adevăr și despre cum este folosit în parfumerie, dar și despre ce însemnătate are pentru gastronomie, de exemplu, sau ce a însemnat pentru antichitate, sau ce simboluri are și așa mai departe. Înțeleg pe de-o parte ideea. Pe de altă parte, mă chinui cu această carte pentru că este stilul enciclopedie, având în vedere informațiile pe care le oferă, și la finalul fiecărui capitol îți dă și niște rețete de parfumuri pe care poți să ți le faci singur acasă. Eu am mai sărit peste pasaje din această carte. Am ajuns la pagina 135 din 200 și nu știu cât, 260 sau ceva de genul. Dar am sărit peste pasaje, mai ales peste acelea în care
erau rețetele de parfumuri. Pentru că nu mă interesează, nu o să-mi fac parfum acasă în viitorul apropiat, cred că nici măcar îndepărtat. Și îți explic acolo de ce instrumente ai nevoie, de ce ingrediente, evident, și cum să faci parfumurile. Am trecut rapid peste. Așadar, asta nu mi se pare mie că ar fi o istorie a parfumului, ci doar o istorie a câtorva ingrediente, să zicem, în cel mai bun caz. Cu toate astea, continui să o citesc. Pentru că am chestia asta, odată ce încep o carte, trebuie să o termin. Mi s-a mai întâmplat cu alte cărți care nu mi-au plăcut, dar m-am chinuit cu ele și am trecut prin ele până le-am terminat, chiar dacă la fel am mai sărit poate pasaje sau capitole. Nu știu de ce am treaba asta, pentru că până la urmă e timpul meu pe care îl pierd cu o carte care nu-mi place. Dar e ceva aici în căpuț care îmi zice, băi, ai început cartea, trebuie să o duci la final. Trebuie să dai acolo și ultima filă ca să închizi cartea, așa că cu asta defilez acum și n-am mai început altceva pentru că, nu știu, nu-mi place să citesc două cărți în același timp, deși mai am o treabă pe care o citesc, dar să zicem că asta este o revistă și nu neapărat o carte. Ca ingrediente, dacă vă interesează, ingredientele care sunt descrise în această carte sunt scorțișoara, menta, tămâia, ambra cenușie și iasomia. Așa că idee sună interesant, dar punerea în practică cred că nu mi se pare cea mai ok și mai ales faptul că te trece prin tot felul de date și date istorice și ani și... Da. Acum am cam trecut de jumătate, sau mă rog, sunt pe la jumătate, deci o să merg în continuare cu ea. Asta este. Și mai răsfoiesc în paralel această revistă, pe asta o am de pe Antique Ex Libris. Este o revistă în engleză, Vintage Fashion, și asta e super ok, super interesant, îmi place. Și ia decadele în modă de la 1900 până în anii 80. Eu am trecut prin anii 1900, anii 20, 30, 40 și 50. Mai urmează 60, 70, 80 și mi-a plăcut ce am citit, deși sunt date destul de succint informațiile că, na, până la urmă e o revistă cu tot cu poze, adică nu poți să faci aici un compendiu întreg să povestești ce și cum, dar cred că datele esențiale au fost cuprinse în revistă și include chiar și designerii principali ai acelor decade. Poate mi-ar fi plăcut să insiste mai mult pe designeri și pe ce au creat ei în acele perioade, dar înțeleg cumva că nu puteau să se axeze doar pe asta, pentru că până la urmă se numește Vintage Fashion și pe lângă partea de designer, la fiecare decadă include și ce materiale erau folosite și ce printuri, ce stiluri se purtau la ținutele de zi, la ținutele de seară. Este dat și câte un mic context istoric la fiecare decadă ca să înțelegi de ce se foloseau anumite materiale, de ce se purtau anumite haine. Adică au încercat să includă cât mai multă informație fără să fie obositoare. Printre preferatele mele sunt așa. La anii 30 mi-au plăcut foarte mult ținutele de seară. În anii 1900 și anii 20 nu pot să spun că mă regăsesc neapărat, dar stați unde este. La anii 30 deja au început să apară niște rochii foarte, foarte frumoase. În special cele de seară. Hai, așa. Cam acesta era stilul. Stați că focalizează pe mine. Cam așa. Mă rog, astea nu sunt rochii de seară, dar vă arăt așa în mare stilul. Uitați un exemplu de rochie de seară. Se foloseau materiale precum șifonul, satinul, mătasea, ca să urmeze linia corpului și să fie destul de fluide rochiile de seară. Uitați, și aici, cam așa, erau lungi, foarte elegante. Ne povestește puțin și despre rivalitatea dintre Elsa Schiaparelli și Coco Chanel.
în condițiile în care știm foarte bine că Chanel avea acel stil mai simplu, mai sobru, în timp ce Schiaparelli era toată o culoare și avea rochii în fel de fel de forme și cu tot felul de printuri din astea nebunești, mai ales pentru vremea aceea. Și e clar că nu erau pe aceeași lungime de undă. Bine, Chanel, mă scuzați, dar încă mai am ceva probleme cu alergia și nu curg ochii ca la pisici. Ce ziceam? Da, Chanel oricum a avut mulți rivali de-a lungul timpului. Cred că avea și un oarecare aer de superioritate și se credea mai bună decât ceilalți. Nu vreau să comentez ce a creat ea, pentru că, într-adevăr, a schimbat moda. Atunci când a apărut ea în peisaj, chiar a schimbat moda și a eliberat femeile de corsete, le-a dat mai multă încredere și așa mai departe. Dar ca om, din ce știu, din ce am citit, din ce am aflat, nu era neapărat o persoană pe care voiai să o ai lângă tine, fiind destul de profitoare, mergând mai mult pe interes, cam toată viața asta a făcut și a știut cu cine să, cum să zic, a știut cu cine să colaboreze, între ghilimele, ca să-i fie bine. Inclusiv în al doilea război mondial, când știm foarte bine că Franța a fost atacată și nu o duceau foarte bine francezii în vremea aceea. Însă, Coco Chanel a dus-o destul de bine, pentru că a fost amanta unui ofițer german. Și astfel a trecut prin război. Nu mai țin minte dacă a fost acuzată cumva de trădare la finalul războiului sau nu. Parcă, dar nu știu sigur și nu vreau să vorbesc prostii. Oricum e clar că asta a făcut, a fraternizat cu inamicul și, per total, cam asta a făcut toată viața. A făcut tot ce a trebuit ca să-i fie bine, ca să-i fie bine ei și afacerii ei, casei ei de modă, chiar dacă a mai intrat și în conuri de umbră de-a lungul timpului, dar știm foarte bine că până în ziua de azi casa de modă a rămas acolo la un nivel foarte înalt. Dar da, ca persoană, Coco Chanel nu pot să spun că mi se pare un model de urmat. Ce a făcut pe partea de business, acolo e cu totul altceva. Bun, ne îndepărtăm de la subiect. Uitați o haină făcută de Schiaparelli. Gândiți-vă voi ce scandal, mă rog, între ghilimele scandal, a făcut Chanel, care în general avea haine în tonuri de astea destul de neutre, monotone poate, și cred că a făcut ochii cât cepele când a văzut ce creații avea Schiaparelli. Da, ea a mai avut o rivalitate, să zic așa, și cu Dior, adică a avut de-a lungul timpului destul de multe certuri. De fapt, nu cred că s-a certat efectiv, nu s-a dus la Dior și a zis, băi, ce e cu hainele astea, că mie nu-mi plac. Dar cu apropiații, sigur, comenta acele creații și cred că undeva acolo și invidia o rodea pe interior. Bun, uitați alte rochii din anii 30, rochii de seară. Foarte fain, adică eu m-aș îmbrăca și în ziua de azi, așa, îmi plac super mult. Și hai să trecem mai repede ca să nu vă țin aici o zi întreagă. De la anii 40 mi-au plăcut ținutele de zi, să știți, chiar dacă era o perioadă mai austeră, pentru că na, era războiul și evident nu se mai pune accent pe partea de fashion, că na, nu asta era important, dar mi-au plăcut ținutele din acea perioadă pentru că erau de inspirație militară. Ia uitați acest costum. N-aș purta, de exemplu, în ziua de azi neapărat așa un costum, cu tot cu fustă, mă refer, dar sacoul îmi place super mult și l-aș purta. Așa, cu tot cu fustă, astăzi ar fi poate prea mult și ar duce într-o zonă poate prea serioasă, prea de doamnă, dar sacoul, ia uitați, și aici. Foarte frumos și acesta. Cam așa arătau ținutele. Erau ceva mai sobre, de inspirație militară, după cum spuneam, de inspirație utilitară, că
că tot a revenit cumva moda, cred că am trecut sau purtat hainele acestea, adică la așa ceva mă refer. Stilul salopetă, cu multe buzunare, sper că se vede bine fiind pe negru. Așa, și în anii 50 ajungem la Christian Dior și superbitățile pe care le-a creat. Acele rochii cloș, foarte înfoiate, foarte bogate, talia foarte bine evidențiată. Într-adevăr a fost ca un fel de întoarcere în timp, pentru că de pe la 1900 până pe la începutul anilor 50, femeile au fost eliberate și la propriu, pentru că n-au mai trebuit să poarte acele corsete care le strângeau și nu le lăsau să respire, să se miște, dar a fost și o eliberare pe plan social, politic, pentru că au început să obțină din ce în ce mai multe drepturi. În timpul războiului au trebuit să devină și independente, pentru că bărbații erau toți plecați pe front, așa că au trebuit să se descurce singure, să se angajeze, să se angajeze în fabrici, în mare parte, pentru că astea trebuiau să producă muniție și tot ce era nevoie pentru soldați. Așa că faptul că Dior a introdus din nou acel stil cu rochia foarte înfoiată și cu corsetul aici în partea de sus, cumva a fost ca un regres văzut de multă lume în acea perioadă. Un regres doar pe partea de fashion, că drepturile obținute de femei rămăseseră. Dar cu toate astea, au avut foarte mare succes ținutele lui Dior și au revoluționat, chiar și așa, au revoluționat moda și mie îmi plac foarte, foarte mult acele rochii. Stați că ajung îndată la ele, încă sunt la anii 40, anii 50. Uitați, asta nu este o creație de-a lui Dior, dar cam acesta este stilul. Foarte fain. Și hai să ajungem la Monsieur Dior. Oui, oui. Unde ești? Astea sunt rochile. Sper că le vedeți cum trebuie. Foarte, foarte frumoase. Și la multe rochi avea și decolteul acesta în V. Cam așa. Vedeți voi? Care să alungească și mai mult silueta. Și s-a axat foarte mult pe silueta asta feminină și chiar declara la momentul acela că ceva de genul că vede femeile ca pe niște flori sau vrea să le vadă ca pe niște flori, de asta are și aceste creații, pentru că fusta aceea foarte înfoiată, fusta aceea cloș, e ca o floare cumva, ca niște petale și talia evidențiată, corsetul care vine în partea de sus, reprezintă cumva tulpina florii. E foarte, foarte faină ideea lui. Ia uitați și aici, ce superbitate! La fel, m-aș îmbrăca și astăzi, așa. Uitați că i-am tăiat capul fetei săraca. Ia uitați ce frumusețe! Uitați-vă puțin ce detalii aici la această cămașă, bluză. Superb, superbă. Dar înțeleg de ce lumea a fost cumva scandalizată când a văzut aceste creații, venind de la stilul lui Chanel, care nu prea avea o formă, pentru că hainele ei erau destul de drepte, cădeau drept pe corp, venind de la haine, sau mă rog, rochii mai largi cumva, care îți permiteau să te miști, chiar dacă ele erau cam brate, dar nu te țineau încorsetată. Și venind și după război, când a fost o perioadă mai austeră și femeile nu prea s-au bucurat de fashion în adevăratul sens al cuvântului, a venit Dior și cred că ideea lui a fost și să le redea cumva feminitatea pierdută în timpul războiului și să le dea un nou motiv de bucurie și să își arate calitățile, de ce nu, și latura asta sensibilă, gingașă. Da, și am ajuns la anii 60, pe care încă nu i-am citit, dar
din ce știu eu așa, din cunoștințele mele, anii 60, 70, 80, nu cred că sunt chiar pe placul meu. În anii 60 a început să fie foarte populară fusta mini. Apoi, prin anii 70, cred că trecem la partea asta hippie, de fapt, și prin anii 60, cred că, mă rog, 60 spre 70, trecem la stilul hippie, care, din nou, nu mă caracterizează, hippie și psihedelic, așa cumva. Și apoi, în anii 80, o să avem, cu siguranță, stilul disco. Iar, cu tot felul de culori nebune și sclipiceli și ștrasuri și tot felul de chestii care atrag lumina, și strălucesc, dar din nou, nu este neapărat stilul meu. Dar ce a fost până în anii 50 inclusiv, mi-a plăcut. Me gusta mucho. Mă rog, exceptând, v-am zis, anii 1900 și anii 20, nu mi-a plăcut deloc în anii 20 talia aceea, opa, asta este copertă, talia aceea căzută, mi se pare că nu aveau formă rochile și că nu se așezau cum trebuie pe niciun fel de siluetă, dar na, asta era moda, așa că na, asta trebuia să porți și oricum a fost cumva o gură de aer proaspăt după corsetele despre care vă spuneam. Ne-am luat saltea, avem saltea nouă de când ne doream treaba asta. Cea pe care avem noi acum are vreo 6 ani și de la bun început n-a fost cea mai ok, pentru că n-am avut un buget foarte mare atunci când ne-am mutat să mai dăm și pe saltea, așa că am luat și noi ce era mai ieftin, practic, și deja se simt arcurile cum ies din salteaua aceea. Și nu e cea mai comodă, așa că în final a venit momentul să ne schimbăm salteaua. Am luat-o de la Somneo și noi am testat-o în magazin, am testat mai multe, dar eram între două, aceasta și încă una, și am rămas la aceasta. Este varianta soft, varianta moale, și are pe o parte și spumă de memorie, așa la o primă testare în magazin, a fost ok. Să vedem cum o să fie și la somnuri mai lungi, în fiecare noapte. Noi sperăm să ne înțelegem cu ea. Deci nu cred așa ceva lui Jez. A, e de la o parte. Băi. Era frică să treacă de celofanul ăsta care a rămas la saltea. Hai, hai. Și... Courage the Cowardly Dog. Da, avem saltea nouă. Hai și Jez este primul care o testează. Îți place? Îți place? Îți place? E bună? Hai sus! Hop! Da, vezi? Nu sunt când sare, acum nu-s mai rău de genul. Așa, și acum o testăm noi. Hai să vedem. Pam, pam! Oh. Da, asta este Jess care aprobă... Da? E bună? De diferență aprobă mare, salteaua. Cât de moale era în... Da, era mai moale în magazin. Bine, clar că acolo era super testat și așa. A fost testată. Nu e cel mai flatant unghi, dar nu mai contează. Momentan așa la... prima impresie, se simte bine. În spatele meu care a dormit pe aia, țai. Nu se mai simte niciun arc care iese din... Și că se simțeau toate arcurile. Da, știu, dar nu e obișnuit locul situația asta. Acum, au, era capul meu. Dacă nu dădeai cu capul de pate, era ok. Da. Și are două fețe, față de iarnă și față de vară. Ce-am pus acum e față de iarnă, pentru că aici este bucățica aia de spumă de memorie. Da, aici e moale. Pe partea de vară e puțin mai tare, nu are spumă de memorie, dar are nu știu ce material absorbant, cumva, na. Cum transpiri vara și așa, de fapt nu neapărat absorbant, mai degrabă să nu transpiri, nu? Să nu fie atât de cald, da, și să nu transpiri. În fine, m-am ciufulit de la asta pe saltea și Jez mărie că a venit și el cu jucăria să testeze jucăria și pe salteaua nouă. Nu e cea mai moale, adică am mai testat una în JISC, aia era mai moale. Da, dar din nou când o cumpărai acasă nu știi cum s-ar fi simțit. Aia avea un strat mai gros de spumă de memorie și așa când ne-am așezat la magazin era mai moale. Și asta acum e, v-am zis, ceva mai tare față de ce testasem în magazin, dar oricum nu se mai simte niciun arc, ceea ce e foarte bine. Vedem noi după câteva nopți. Da, după câteva nopți. Cum ne trezim cu spatele în două. Dar sper să nu fie cazul.
sper să nu fie cazul. Avem 14 zile de testat și returnat în cazul în care nu ne place, dar noi nu o să avem chiar 14 zile pentru că o să plecăm la finalul lunii. Da, eu zic că cred că o să fie cazul de returnat. Am pus și așternutul, e tot ușor șifonat că ne-am tot urcat pe pat. Și aici este saltea veche. O ținem aici momentan până reușim să scăpăm de ea, pentru că nu avem unde să o punem în altă parte. Așa că stă aici cu noi. Dormim între două saltele, cum ar veni, vreo câteva nopți. Da, ce pot să zic? De-abia aștept să vină seara și să mă pun la somn să văd cum este. Rămăsesem datoare cu o impresie despre saltea. Să știți că, după cum am spus și ieri, nu e la fel de moale ca cea testată în magazin, dar e de înțeles, aceasta fiind nouă, cealaltă fiind testată de foarte multe persoane. Dar chiar dacă nu e atât de moale încât să te afunzi în ea așa ca într-un norișor și să te îmbrățișezi așa, să-ți dea o îmbrățișare caldă, chiar dacă nu este cazul, se simte că îți susține mai bine corpul și spatele, în special. Se simte treaba asta și cu siguranță în timp oricum se va mai lăsa și va deveni ceva mai moale. Acum, legat de somn, azi noapte oricum nu prea am dormit foarte bine din cauza alergiei, the one and only. Așa că nu pot să vă spun despre calitatea somnului, că na, n-am dormit din alte cauze, dar strict cum se simte atunci când te așezi pe ea și stai întins pe ea mai multe ore, cam asta este impresia. Că deși nu e cea mai moale, îți face bine. Dar vedem ce va fi după multe, multe nopți de dormit pe ea. Apoi vreau să vă mai arăt un ser pe care l-am primit astăzi. A venit în această cutiuță și după ce vă prezint acest ser, voi și încheia acest vlog pentru că vreau să încerc să fac aceste vloguri mai scurte. Asta m-ar ajuta și pe mine, pentru că mi-a foarte mult să editez un vlog de o oră, o oră și ceva. Îmi ia cel puțin vreo 3 ore să editez un astfel de vlog, dacă nu chiar mai mult. Asta pe lângă jobul pe care îl fac. Da? Că dacă aș face doar YouTube non-stop, n-ar fi așa mare problemă, dar eu mai am și un job. Și dacă mi-a 3-4 ore să editez un clip, apoi stau până la 12-1 noaptea să fac treaba asta. Și vreau să încerc să mai scurtez vlogurile și cred că asta vă ajută și pe voi, pentru că știu că n-are nimeni răbdare să stea să se uite la un vlog de 50 de minute, o oră. Așa că vreau să încerc să comprim informația, să nu mă mai lungesc atât de mult sau în cel mai rău caz, nu știu, eventual să fac două vloguri, să împart în două și să am două vloguri, măcar așa am două clipuri și se împarte cumva timpul de editat la ambele, nu știu, să văd. Dar acum, dând aceste explicații, vedeți ce fac? Mă lungesc cu clipul. Bun, serul pe care l-am aici, l-am primit de la Mara Blue. Este un brand de skincare românesc și am să vă citesc îndată mai multe detalii pe care le-am primit pe e-mail de la ei, pentru că este un brand nou și pentru mine, așa că nu știu foarte multe. Eu am primit spre testare serul care se află în această cutie, ajungem și la el și după aia o să-mi fac o impresie despre el. Brandul, după cum spuneam, Mara Blue, este un brand românesc și este conceput de Bianca Duma, care este farmacistă din Mamă-n-Fică, din Arad. Îmi place că apar astfel de persoane motivate, care au și cunoștințele și experiența necesare ca să îmbogățească piața de skincare din România. Apoi, momentan, brandul Mara Blue are un singur produs, și anume acest ser pe care l-am primit și eu, și se numește Hyalo Boost Caviderm și conține acid hialuronic, peptide și caviar din sturion. Treptat, ei vor să mai adauge și alte produse în portofoliul lor și produsul acesta a fost gândit ca un produs premium și așa vrea să și continue pe partea aceasta și așa se va dezvolta și brandul. Ei nu vor să lanseze produse pe bandă rulantă, ceea ce este foarte bine, pentru că își iau timp să se documenteze și să selecteze ingredientele potrivite pentru produse. Și laboratorul unde se produce acest ser aduce în exclusivitate extractul de caviar doar
pentru Hyalobust Caviderm. Bun, așa conceptul și ideea sunt foarte interesante. Îmi place că își canalizează toată atenția și informația pe care o dețin pe un singur produs, pentru că asta înseamnă că este făcut cum trebuie, cel puțin așa reiese din ce am citit și așa sper. Vine ambalat foarte, foarte drăguț în această cutiuță personalizată. Stați că am deschis-o fără să vă arăt ce și cum. Aceasta este. Scrie aici Mara Blue. Se deschide frumos și aici scrie dă un boost frumuseții tale. Și avem și o cartolină și tot pachetul miroase foarte, foarte bine. Toată cutia asta a fost parfumată cu ceva. Nu-mi dau seama cu ce parfum, nu știu dacă îl știu, dar miroase extrem, extrem de bine. De cum am desfăcut capacul și am simțit mirosul, da. Bun, și avem o cartolină pe care spune mulțumim, bucură-te din plin experiența oferită de Hyalobust, site-ul marablu.ro, aici găsiți produsul și mai multe informații despre el, despre ingrediente. Și pe spate, pentru efectul maxim de hidratare și luminozitate pe care le poate oferi serul, urmează pașii de mai jos. Pune 2-3 picături în palma curată, adu serul la temperatura corpului prin frecarea palmelor și aplică pe tenul curat prin mișcări circulare ușoare. Pentru a nu avea bule de aer, scoate inițial aerul din pipetă și cu para apăsată introdu pipeta în ser. Uite că asta nu știam. Și aici avem și serul. Hai să descoperim împreună produsul. Așa, v-am arătat ambalajul, cred că vi l-am arătat. Și acesta este serul. Vine într-un ambalaj de sticlă. Este o sticlă mată cu pipetă, după cum spun și ei. Și cu ceva instrucțiuni pe spate și ingredientele. Îmi place că are ingredientele inclusiv pe ambalajul în sine, pe recipient adică, pentru că de obicei ingredientele sunt puse doar pe ambalajul exterior. De multe ori acesta este aruncat și rămâi doar cu recipientul. Dacă vrei ulterior să te întorci la lista de ingrediente, nu mai poți pentru că nu sunt trecute pe recipient și trebuie eventual să stai să le cauți online, dar uite că aici le avem trecute. Mulțumesc foarte mult pentru acest produs care mi-a fost trimis spre testare și de-abia aștept să îl încerc, să-l folosesc, să văd cum este. Și hai să vă citesc și câte ceva despre efectele celor trei ingrediente principale, că văd că sunt trecute aici pe ambalaj. Caviarul crește producția de colagen, îmbunătățește textura pielii și protejează împotriva radiațiilor UV. Peptidele conferă elasticitate pielii, protejează împotriva factorilor externi și repară pielea deteriorată. Și acidul hialuronic hidratează tenul în profunzime, reduce efectele îmbătrânirii, protejează împotriva deshidratării pielii și este bine tolerat de piele. Combinația de ingrediente active face tenul mai luminos, hidratat, elastic și cu aspect mai tânăr. O să vedem dacă chiar așa o să fie. Pun înapoi și mai miros puțin cutiuța. Foarte, foarte frumos miroase. Bun, punem acolo și încheiem vlogul pentru că așa am zis, da? Nu ne mai lungim. Așa că vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Sper că v-a plăcut acest vlog. Ne citim în comentarii și ne auzim la clipurile viitoare. V-am pupat! Pa!